Viorel Fania este absolventul cu cea mai mare medie la examenele de bacalaureat din raionul Glodeni. Astăzi l-am întâlnit în curtea liceului Vasile Coroban și am încercat să aflăm cum a reușit să obțină aceste performanțe și care este secretul succesului său. În opinia lui, este doar necesar să știi ce vrei să obții, să muncești zi de zi. Mai multe detalii aflați în reportajul următor. Viorel Fania visează să devină medic și știe deja unde își va face studiile. Are media 9 și este mândru de rezultatele sale pe care le-a obținut la examenele de bacalaureat. Spune că nu există niciun secret, trebuie doar să te pregătești zi de zi. Nimic nu este imposibil, dacă ești perseverent, ai toate șansele să reușești. Clar că în acești ani de liceu am învățat multe lucruri, deoarece știm că la noi, adică în Moldova se pune accent pe pluridisciplinaritate. Adică din toate domeniile, în special am învățat cum să mă descurc în viață și anume elementele esențiale din științele exacte, fiindcă am fost la profil real și m-am axat pe anume, în primul rând, pe obiectele care, cred eu, am crezut încă din anii din gimnaziu, care îmi vor folosi pentru profesia pe care doresc să o îmbrățișez. Eu optez pentru Universitatea de Medicină Nicolae Tistimițeanu. La medicină vreau să învăț, adică... Pe parcursul anilor de studii a avut mai multe performanțe, cele mai reușite la chimie. A participat la Olimpiadele Republicane la chimie și mereu i-a bucurat pe părinți și profesori cu rezultate pe măsură. Viorel este un elev, adică a fost un elev foarte ambițios, foarte bun, a fost un elev foarte silitor și eu sper că el va deveni un medic foarte bun, deoarece și-a ales profesia de medic. Așa, ani la rând a luat multe premii și la concursurile școlare, deci și la nivel raional și la nivel republican a luat locuri premiante. Deci este un copil chiar foarte mărinimos, așa, și foarte silitor. Viorel ține să mulțumească părinților și profesorilor care i-au fost alături în acești ani. Are și un sfat pentru cei care vor să susțină examenele de bacalaureat, să muncească cât mai mult pentru a obține rezultate pe măsură.